Nu Să nu știu. șantajeze, să nu mă mai amenințe, să-mi dea Nu, pacele, dar stai lea, sărăcia Calin, mea, înțelegi? acum pe buni. Dacă tu ai venit aici așa, pe live, Da, măi, păi te-am văzut că eu ești nu vreau prieten să cu el pun și să-ți spun subiectul vostru. să-i transmiți, Eu nu înțelegi? Că pot vreau să... să mai fiu amenințat Păi stai puțin, mă, și stai ca să șantajat de înțelegi. el, înțelegi? Eu te-am lăsat sus pe tine, dar tu trebuie să mă înțelegi. Eu, dacă tu ești aici așa, spune tu cu urechile tale ce eu sunt poșta ta? Pe Nu, bune mă, acum? nu, dar eu nu pot vorbi cu el. Prin cine? Trebuie să-i transmit prin Bun, cineva, frate, că m-a blocat peste bine. tot, înțelegi? Bun, atunci, dacă tot ești aici așa, vorbește tu că te aude omul. Da, mă, da, eu vreau să-i transmit să nu mă mai șantajeze, să nu mai mă amenințe. Înțelegi că eu n-am de unde să-i mai dau bani, înțelegi? Eu am dat bani destul, am plătit un an jumătate de chiria, nu mai pot, înțelegi? Nu mai am bani. Dar ai dovezi, Alin? Ai dovezi că Nu, mie ți-au mă, eu am ajuns? dat pe TikTok cadouri, înțelegi? A, păi stai alea, că nu te forțează nimeni pe TikTok la Păi eu cadouri, știu, Alin. știu, Alin, știu, dar de azi stai că nu ca mai să pot da. înțelegi Păi aici nu că cum vin. el acum Hai vrea să să mă spun eu. forțeze și eu. Eu dacă... Înțelegi? Vrea să mă Stai alea, forțeze ca să-i să dau și mă înțelegi. șantajează. Eu știu de ce mi-am Alin. dat seama de el ce fel de om e, eu spun Alin, acum eu când ție. vorbesc, Alin, eu când vorbesc, tu tași și mă asculți. Eu când vorbesc, ăsta e live-ul meu. Tu poate nu știi pe a cui live te afli. Ca să înțelegi. Eu sunt eu când vorbesc pe live-ul meu, eu vorbesc. Tu cum ai dat-o cu cadourile acum, exact eu cum mi-ai cerut tu, i-am dat eu cadouri, frate, e ca și cum eu am interes acum la Georgi. Nu, frate, ai dat din suflet și inimă, dar tu dacă ai dat cadouri, ai dat din suflet și inimă, nu din Da, bă, și interes. eu Hai lasă-mă să un pic zic să aici. vorbesc, să spun care-i Păi treaba, da. dacă tot am intrat aici pe Păi da, live-ul. dar nu facem monolog, facem dialog, vorbește, ascult, Da, mă, dacă mi-ai vorbesc, mă dat ascult, tagul la frate, video, de live-ul meu. lasă-mă să vorbesc dacă am urcat sus la tine, înțelegi? Păi da. Când dai tagul, când dați tagul și ăsta intră, om, am intrat sus, ți-am spus că nu sunt eu acolo implicat, ok. Hai să spun care-i treaba, ca să înțeleagă lumea. Da, eu i-am dat, că el era un personaj, pe mine mă distra, râdeam, corect, nu mi-a cerut el. Eu am vrut să am cu el o prietenie. De am fost și în Tenerife să ne vedem. Înțelegi? Da. Problema care a fost? El când mi-a spus mie, eu știam că are un băiat în Germania, Alecu, care îi trimite lui bani. Înțelegi? Când a început Da. să-mi vorbească de Alecu urât, care Alecu nu-i dădea cadouri aici. Alecu îi trimitea pe privat bani. Mulți, 200-300, 100 cum putea și el. E Ei, mie când problema mi-a cerut lor. că mi-a vorbit urât de Alecu, ci eu mi-am dat seama că omul ăsta trebuie înlăturat din anturajul meu. Pentru că Alecu îi trimitea bani. Bă, bani pe Western Union, pe MoneyGram, nu cadouri. Alicu, care vine pe aici, pe la mine, Da, da, zici, da, nu? da, 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 mă știu că l-am și eu la prieten, a fost și moderatorul meu. Și el a Da. început să vorbească urât de Alecu. Nu dau, nu spun ce, foarte urât. Având în vedere că omul ăla îi trimitea bani, bă, ce eu, bani, nu cadouri. Păi și atunci, dacă de ăla vorbește că trimite bani pe privat, de mine că am fost cel mai mare donator al lui și am fost 100%, vă spun eu. Păi ce să facă, mă, că l-am dat doi bani pe nimeni, mă, sunteți nebun la cap, bă, ce eu, mă. Lasă, bă, cu Mirciulică, n-are nimeni prietenii. Cio, ascultă-mă. Tu n-ai cum să fii prieten cu Cio. Scuză-mă, cu Mirciulică, eu îți garantez acum că dacă tu, Doamne ferește, ai o problemă și tu apelezi la mine și la Mirciulică, îți garantez că eu te ajut și el nu, ți întoarce spate, că el nu-l N-am interesează. apelat, nu, chiar uite că. Bă, am dat un exemplu. Da, uite că Înțelegi? niciodată nu am apelat, frate, nu, niciodată nu Eu am am dat un apelat. exemplu, Cio. Da, Nu am am zis. înțeles, dar eu zic 100% că dacă eu am vreo problemă, îmi trebuie 2, 3, 500 de euro și l-am sunat pe Mircea, eu zic că Mircea sare pentru mine. Da, corect. Eu ți-am spus motivul, că el o spus să spun motivul, înțelegi? Pentru care nu vreau să mai fiu prieten. Ăsta e motivul. Când băiatul ăla din Germania îi trimitea bani lunar sau cum îi trimitea, nu știu, că nu mi-au spus. Știu că eu trimis o dată 200 odată, 100 odată, 200, înțelegi? Și el a vorbit urât de ale, bă, da, urât. Dar nu spun, nu o să spun niciodată ce a vorbit. Înțelegi? Bun, Acolo în bă, Tenerife. ok, Că dar i-am stai ca spus, să zic eu i-am... ceva. Ali, stai să Înțelegi? zic eu ceva. Și atunci am Acum, zis, bă, ce de oameni treabă ăștia are n-am una? nevoie. Bă, bun, Înțelegi? stai alea că să ne înțelegem. Tu știi că ți-au plătit pizda și pula pe platforma asta? Da, mă, dar eu n-am băci eu. Păi bun, Știu, mă, păi știu, dar uite, pentru mine acum tu platforma ce asta e faci? Caterin, că eu mă Tu, tu distram, tu acum nu tu ce înțelegi. faci? Tu acum tu ce faci? Tu vorbești strict la necesar la adresa ta. Pentru că Alicu, dacă are de vorbit, vorbește el în dreptul lui, eu vorbesc în dreptul meu, Nu, tu mă, în dar nu, dreptul bă, tău. ci, bă, dar eu nu mă înțelegi, mă, dar nu înțelege, frate, numai ce vrei tu. Eu Bă, ți-am spus motivul, el a spus să spun motivul de ce nu vreau eu să mai stau lângă el. Ți-am spus, n-am cum să... Uite, motivul, ăsta e motivul. Eu nu vreau să stau lângă oameni care primesc și după aia nu mă înjură și vorbesc urât, înțelegi? Ăsta e motivul. Eu nu vorbesc, că n-am vrut să spun asta până acum. Ai văzut că n-am ieșit să dau replici, n-am ieșit nimic, înțelegi? Și nu-i dau. Problema e că el, acolo a fost greșeala fatală. Adică eu vreau să mă apropiu de tine să fim prieteni.
ne ajutăm unul pe altul. Și tu vii și îmi vorbești mie de unul care, care îți dă bani, băiatul care merge la lucru, nu are nicio obligație, și tu îi vorbești urât de el și de soția lui și de familia lui? Păi atunci, frate, nu te aștepta că eu să stau lângă tine. Eu am plecat, acum am plecat din Tenerife, la revedere. Și problema care a fost și eu, că el nu spune pe live, el mi-a cerut în Tenerife, eu mi-am luat aur de vreo 6.000 de euro, mi-am luat două lanțuri, două brățări acolo în Tenerife. El mi-a spus să iau un lanț de aur și lui că îmi dă bani în trei rate, de 2.000 de euro. Dacă eu te mint, mă jur cu inimă, cu mâna pe inimă, pe familia mea, dacă eu te mint cu ceva. Alin Mureșenean și mie un lanț de 2.000 de euro. Bă, domnul Mirciulică, prieten, dar brânzai pe bani, cum să-ți iau ție lanț de 2.000 de euro, înțelegi? N-am cum să-ți iau. Plus, pe unde am fost, la oriunde am mers, la toate restaurantele și la Siam Park ăla, peste tot, eu am plătit tot, el nu a plătit nimica. O singură dată o plătită la un restaurant, că o spus că e plăcerea lui să facă cinste. Zic, domnul Mirciulic, ok, dar zic că e scump. O plătit vreo 180 de euro, nu 400. Acolo, da, o plătit el. Dar rest, peste tot, unde m-am dus, numai eu am plătit. I-am luat la Alinus, la copilul lui, care e un băiat de nota 1000, să vede că nu e al lui, înțelegi? I-am luat un ceas de 200 de euro. Lui am dat ceas de 500 cadou. La doamna Mihaela i-am plătit nu știu ce tatuaj, cum să-și face. Unde meream la restaurante, de postal Vita, așa, tot eu plăteam peste tot. La pub-uri, unde meream la pub-uri să bea de 100-100 ceva de lire, tot eu plăteam, înțelegi? Eu m-am dus că l-am intrat cu el până într-o bijuterie, unde el și-a lăsat nu știu ce medalion la reparat și eu n-aveam de plan să-mi cumpăr aur și am văzut două lanțuri, două plățele au luat. Băi, Alin Mureșan, păi ai dat, păi da, m-am dat 5.000 ceva, că eu pot, înțelegi, nu stau eu în câteva sute, înțelegi? Și eu l-am ținut peste tot în Tenerife cât am stat acolo. Nu vrăjel ce zice el. Și lumea știe că-s vrăjel ceea ce spune el, înțelegi? Nu vă pun eu dovezi, eu v-am spus care-i treaba, că lumea tot, bă, ăsta, pe privat, mă, mesaj, am spus care-i treaba aici. Înțelegi? Eu sincer, din ce am înțeles din toată treaba asta, e că tu vorbești niște chestii, eu n-am de unii să știu dacă sunt adevărate, oamenii de aici n-au de unii să... Băi, spun eu că sunt adevărate, Gio, și tu știi, bă, Gio, vezi că nu vorbești cu alții pe aici, cu Miciulică, cu ăștia, tu știi și tu în creierul tău că sunt adevărate, ce dracu? Păi nu știu, bă, eu am fost cu voi acolo să știu ce păi nu, cu... dar știi situația și știi că sunt adevărate. Păi eu știam că vă iubiți, mi-ai dat la cap de atâtea ori meciurile pe aici și am demontat pentru el, ai ținut aproape de el. Da, dar eu dădeam că era un personaj, nu înțelege. Eu mă distram cu el, dar după aia, eu am vrut să avem o prietenie, corect. Dar n-ai cu cine, frate, nu poți. George, nu mai jigni oamenii în chat. Înțelegi? Nu mai jigni femeile aici. Dar nu, bă, doamna Belisima, lăsați-o și pe doamna asta, Vanina, că vine la mine, zice de Mircea, merge la Mircea, zice de mine. Nu mai, bă, sunt bârligături și eu ăstea, nu ne stă nouă, suntem băieți cu caracter să facem bârligături. Aline, jignește tu dacă vorbește despre tine, să nu se bage George. Dacă vorbește despre tine, dă-i tu replică, nu George. Da, nu dau replică la nimeni. Eu da. am intrat la CIO pentru că CIO a primit mesajul respectiv, spun că n-am nicio legătură cu mesajul ăla, înțelegi? Păi bă, frate, ascultă-mă, eu nu-l postam. Vreau să înțeleagă toată lumea, eu nu postam mesajul ăla. Da, mă, foarte bine că l-ai postat și eu, foarte bine. Știi ce s-a întâmplat? Stăteam și mâncam. Ăla a fost mesajul dimineață, la vreo 9-10, ca să înțeleagă toată lumea. Nu mai știu când dracu era ceasul. În fine, nu bă, nu mai știu cum a fost. Când m-a zăpăcit Georgi, când Georgi nu mai înjura oamenii în chat, una la mână și doi la mână, Georgi, îi lângă tine. Ca să-ți o zic pe aia.